Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Administrația la zi. Aici, în studioul nostru de la Slăjanul TV, încercăm să aducem reprezentanții administrației publice locale, oamenii pe care dumneavoastră i-ați votat la alegerile de anul trecut. Și în această seară avem un reprezentant al unei primării de comună din județul Sălaj. Chiar dacă județul nostru este mai mic și avem 57 de comune administrate de primarii pe care i-ați ales dumneavoastră, nu întotdeauna noi cei din mass media reușim să îi cunoaștem față în față pe acești primari, chiar dacă au la activ foarte multe mandate în spate. Îi știm de la telefon, că vorbim de foarte multe ori cu ei, să vedem ce se mai întâmplă în comunitățile lor. Este și cazul primarului din această seară, pe care, după ani de zile de când este la primărie, abia în această seară am reușit să ne vedem față în față. Este vorba despre domnul Ioan Roșan, primarul comunei Valcău de Jos. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru interesul televiziunii Sălăjanul TV de a prezenta realitatea sălăjană din zona rurală. Din zona rurală, pentru... În cazul de față. Da. Bun, avem și invitați de pe zona urbană la emisiunea aceasta, dar primarii de comune sunt mai mulți. Avem 4 orașe și 57 de comune. Da, așa este. Dumneavoastră sunteți primar de foarte multă vreme, la al patrulea mandat, mi-am notat. Da. Și eu mi-aduc aminte, chiar dacă nu ne-am văzut până acum față în față, eu cam știu cum ați ajuns primar. Ne spuneți? Da, văd că sunteți foarte bine informată și mi-aduc cu nostalgie oarecum aminte de faptul cum am intrat nu neapărat în politică, ci pe lista Partidului Democrat Liberal ca și candidat la primărie. Sigur că după terminarea facultății am lucrat o perioadă în Timișoara, am venit acasă să mă căsătoresc așa mai departe, iar în comună se căuta un lider în cadrul Partidului Democrat. Nu prea accepta multă lume pentru că atunci PSD-ul sau PDSR-ul, nu mai știu cum erau organizați, PDSR-ul în 2004, dar PDSR-ul era cu un primar de 39 de ani și era foarte greu ca să vii deci un primar cu mandat de 39 de ani, nu avea vârsta de 39. Da, eu aveam 27 de ani și câteva luni și sigur împreună cu Lucian Bode, atunci candidat la Consiliul Județean, eu candidat la Consiliul Local, ne-am asumat cu o listă de consilieri în spate chestiunea asta și sigur, să fim sinceri, nu ai cum să speri din 7-8 candidați, toți buni, fiind și debutant, n-am mai candidat la primărie, doar la Consiliul Local în 96 și 2000 pe listele PNCCD și sigur nu pe primele locuri pentru că eram foarte tânăr atunci. Și sigur că cei din Valcău au hotărât că sunt omul potrivit ca și primar și cred că nu i-am dezamăgit pentru că totuși, așa cum a spus și dumneavoastră, am ajuns la al patrulea mandat. Da, în momentul în care v-ați decis să candidați la fotolul de primar, aveați înainte un primar cu o structură deja bine stabilită acolo, bătălia a fost, bănuiesc, nu, deloc ușoară. Clar. Da, avea o structură, adică totuși avea, eu mi-amintesc că pe DSR-ul avea 8-9 consilieri ca sau chiar 10 din 13, mai lua ceva PNCCD-ul și unul, cred că PNL-ul. Avea o structură foarte bine închegată, dar inevitabil, indiferent cum te-ai comporta sau cum ai face sau dacă nu îți îndeplinești atribuțiile de serviciu sau nu reprezinti interesul cetățeanului, automat intervine schimbarea. Asta se poate întâmpla și de-a lungul timpului am observat că la toată lumea se întâmplă. Cred că a fost nevoia de schimbare. Eu la un moment dat cred că am câștigat prin un vot negativ, adică se dorea schimbarea în zona în Valcău. Și sigur, mi-am încercat norocul alături de consilieri și am avut surpriza să am 7 consilieri, adică majoritatea în consiliul local. De la niciunul la 7. Da. Și la 2 voturi, că eu am câștigat la 2 voturi, totuși în turul 2. În primul tur m-am situat pe primul loc și sigur în turul 2 totul pe primul loc, dar totuși o diferență de 2 voturi. 2 voturi, da. Da. Vă dați seama că asta a contat oarecum foarte mult pentru mine, pentru că trebuia să demonstrez foarte mult, pentru că jumătate din comună, jumătate din electorat a votat altceva
și eu trebuia să vin din spate, fără și experiență în administrație, cu foarte multe proiecte și cu foarte multă seriozitate. Încă nu eram, nu avusem nunta, nu aveam o familie, încă mi-a fost foarte greu. Vă dați seama că și angajații primăriei erau atașați, eu veneam nou, erau de vârsta părinților mei, nu mi-a fost ușor, a fost și ceva probleme penale care să răspund așa cu unii din angajații primăriei încă înainte de a veni eu acolo, nu neapărat când am venit eu. Și nu mi-a fost ușor, dar am încercat să fiu serios, să-mi fac o echipă tânără, unii sunt și astăzi alături de mine în primărie, alții au evoluat în alte funcții, adică au fost după ce s-au format, au fost nemulțumit de salariul din primărie și sigur s-au dus pe alte posturi la alte instituții sau în privat, dar una peste alta am încercat să reprezint interesul cetățeanului, să-mi fac un program de management, adică pe care să mă duc să fac niște întâlniri publice, să prioritizez niște nevoi și indiferent dacă a fost vorba de anumite obiective sau interese chiar din consilierii mei sau rudenii, am ținut cont de agenda cetățeanului oarecum, adică deja mi-ai spus că strada sau ulița aia, că știi, stau eu, te-am votat, te-am sunat acolo și când am făcut o întâlnire publică în 2004-2006 și am pus acele bunile roșu pentru cel mai prioritar, albastru pentru mai puțin prioritar și galben pentru mai puțin prioritar și mi-a ieșit altceva cu bulinii roșii majoritari, am făcut investiția respectivă, sigur că de-a lungul anului. Și practic așa ați decis să faceți, să vă consultați oamenii din sat în ceea ce... Da. Și ce au considerat? Am avut norocul să prind proiectul național de dezvoltare rurală PNDR-ul, plus înainte a fost PDR-ul, proiectul de dezvoltare rurală, unde era o componentă de consultare a cetățeanului, unde am învățat cum să prioritizez nevoile, nu le știam eu, că în facultate și eu am făcut cu totul altceva, dar am ținut foarte mult și acum le am în arhivă acele planșe în care mi-aduc aminte sau când e vorba de o investiție, mă mai uit pe planșa respectivă cam care e diferența sau cât de important a considerat cetățeanul că e strada aia sau apă sau altceva. Și să știți că le-am respectat cu sfințenie, poate unii consilieri din cauza asta pe parcurs, nu că au trecut sau nu au trecut la alt partid, dar nu le-am satisfăcut tot timpul nevoile sau personale, unii chiar m-au abandonat, dar nu regret nimic și consider că am respectat agenda cetățeanului de Malcău. Cât la sută ați câștigat primăria? Ultima dată am câștigat cu 38%. 38% la diferență de câte voturi? Ca să putem face... La diferență la... de 92 de voturi. 92 da. De voturi, da. Ați avut dezavantajul faptului că se votează doar într-un singur tur. Da, eu acum sigur că era o dispută politică, chiar am fost la un post de televiziune pe discuția asta, cum e mai avantajos, că primarii în funcție sunt avantajați. Eu pot să vă spun că am câștigat două mandate cu două tururi, două mandate cu un singur tur. Sigur că e dezavantaj și oarecum vă dați seama că și uzura în administrație își pune amprenta. Ăla nu i-ai dat ajutor social, ăla nu i-ai făcut ce-o vrut de el și sigur și chestiunea asta contează, plus că în Valcău am avut o concurență acerbă, adică acolo unde sunt oameni de valoare, unde concurența, n-ai cum să câștigi la 80%, la 70%, că asta a fost situația, plus că vă dați seama, fiind atâta timp ăla la alt partid politic, acum fiind la putere PSD-ul și fiind oameni mulți de stânga, vă dați seama că nu se pot schimba după zi pe alta și normal, dar eu i-am respectat un timp, pentru mine luna... PSD-ul a fost principalul contracandidat PSD-ul a fost principalul candidat de-a lungul timpului, însă la ultimile alegeri a fost ALDE. Da. Așa țineam minte. Da, ALDE, dar în general nucleul PSD-ul. Acum, întâmplător, pentru candidatul respectiv, a fost o companie, eu știu... Agresivă? Un pic și agresivă. Domnul Talos, domnul deputat și acum secretar de stat, care nu-l mai văd cu finanțări prin Valcău și nici nu am mai auzit de dânsul, a bătut toate străzile din Valcău, chiar dacă totuși contracandidatul lui Lucian era chiar de acolo. Mi s-a părut absurd ca din 4 duminici 2 să vină la Valcău și sigur că a obținut un scor destul de bun. Dar
Așa se întâmplă la alegeri, nu suficient. Consiliul local cum arată? Vă este favorabil sau aveți? Da, din 13 consilieri este favorabil, PNL, PSD au 9 din 13 consilieri. Ați făcut alianță cu PSD? Da, pentru că nu, numărul de consilieri cu PSD-ul puteam să fac alianță, pentru că sunt 3 consilieri de la ALDE și unul de la PNCCD. Și atunci cu 4 de la PSD e mult mai ușor, am 2/3 și știți foarte bine că legislația la anumite, dacă vrei să conduci comuna, să-ți asume anumite, toate proiectele, este de 2/3. Patrimoniu, da. Bugetul. Da. Am ajuns la buget. Cum arată bugetul de anul acesta? Din punct de vedere a investițiilor și a bugetului, pot să spun că e un buget abundent. Chiar pot să spun că noi și când sunt foarte multe investiții în același timp, e foarte greu, de că nu mai e timp de familie, tot timpul trebuie să fii conectat. Știți foarte bine că constructor, indiferent cum e el câștigă licitație, poate îl cunoști, poate nu știi, poate are, poate nu are experiență și responsabilitatea primarului și morală și juridică, deși există din niște șantier proiectant și așa mai departe, dar tot timpul când e vorba de curtea de conturi, primarul răspunde sau când e vorba de agenda cetățean sau de cetățean, primarul e, nu știe el, că proiectantul, arhitectul, cel care avizează și așa mai departe. Din 62 de miliarde ai bugetul total, sigur că aici vorbim și de școală și salariile școlii care... Asistența socială. Asistența socială. Și acum a fost cu noile reglementări în legislație cu privire la ridicarea salariilor, mărirea salariilor, unde de veniturile sunt aceleași, s-a ridicat de anul trecut cu 18 miliarde cheltuielile la salarii, dar mai mult în zona școlii. Noi avem 5 localități, sunt 3 școli cu clasele 1, grădiniță și clase preșcolar și școlar. În celelalte, în 3 sunt 1-8, în celelalte 5 avem și grădiniță și 1-4 și 5-8. Sigur că numărul profesorilor, cheltuielile și așa mai departe implică bani. Dar am venit cu aportul proiectelor, aici avem în cursul anului aproape 68 de miliarde investiții. Mai mult decât bugetul primăriei. Da, bun. Acum sigur că sunt fonduri europene, avem PND, în PNDR-ul nou, am fost dintre cele 6 comune, cred că suntem pe cămine culturale, pe dezvoltarea satelor, măsura 72, dacă nu mă înșel, avem 2 cămine culturale, vorba de 370.000 de euro. Reabilitare. Avem un proiect în derulare, acum se finalizează în jur de, cred că peste 2 luni. Haideți să le luăm pe rând, că da. Așa, aveți, deci pe PNDR, 2 cămine culturale. Unde? În Valcău de Sus, reabilitare, extindere și dotare și în subcetate. Subcetate, da. Celelalte sate au? Pe PNDR-ul vechi s-a făcut în localitatea Preoteasa, în Valcău de Jos acum se finalizează, e vorba de o investiție de 15 miliarde, iar în localitatea Lazuri o să-l modernizăm din fonduri proprii, pentru că e o localitate mai mică, iar la PNDR l-am inclus, dar nu avea punctaj după grilă și sigur, ca să nu risc să fiu descalificat, ne-am asumat eu și Consiliul Local din fonduri proprii să-l reabilităm. Deci, în punctul ăsta de vedere, e o situație fericită. Stați bine. Da. Din păcate, în ultimii ani, râul Barcău, pentru că traversează comuna Valcău, a făcut și ravagii, cam toate podurile care nu le-a demolat de tot, le-a afectat într-o oarecare măsură. Aici am reușit pe 2 poduri principale, unul care duce la Valcău de Sus spre Biserica Greco-Catolică și spre o stradă, și altul care duce spre grădiniță, asigură calea de acces spre grădiniță și școala din Valcău de Sus, este la licitație, am primit aprobare, e vorba de 200.000 de euro prin CNI, Compania Națională de Investiții. La fel ca și căminul din Valcău de Jos, tot CNI-ul finanțează, noi punem doar 10% și lucrările ineligibile, dar totuși se ajunge la 3 miliarde de lei în cazul căminului din Valcău de Jos să asigure comuna.
Dar proiectul cel mai de anvergură și care îmi creează cele mai multe probleme și din prisma constructorii, dar și din prisma viitorilor beneficiari a cetățenilor, este canalizarea. Da. În 2007, în 2006-2007 am avut norocul printr-un proiect Sole Bonet, dacă vă aduceți aminte de denumirea asta. Erau două, trei proiecte, da. Valcău, Româna și parcă mai era unul. Nu mai știu dacă nu Coșaiu sau altcineva, dar noi eram cu siguranță și am reușit să rezolv problema prin apei cu instalație modernă, prin foraje și acum sigur că inevitabil canalizarea. Am reușit prin fondul de mediu, este vorba de un proiect de 70 de miliarde, s-au făcut lucrări 40-50%, ca să spun așa, s-au făcut plăți de 30 de miliarde, iar anul acesta 40 de miliarde numai de la fondul de mediu o să avem alocați. Noi avem contribuția de pe neeligibile și ce avem noi de achitat, racorduri la instalații electrice și așa mai la pompe și așa mai departe, e vorba de 10 miliarde. Nu sunt bani puțini, probabil că va trebui să luăm și un credit de 3-4 miliarde dacă cumva veniturile nu vor fi pe măsura analizei sau estimărilor pe care le face primarul și contabilul, dar una peste alta vom duce la îndeplinire proiectul, pentru că eu cred că va avea un impact destul de mare, deși cetățenii la ora actuală văd numai că deranjul, sigur că se sparge, se sparge podețul, eu acum am avut înmormântare, n-am avut ulița bună, eu am nuntă, de ce nu e așa? Acum, eu înțeleg chestiunea asta, dar totul sunt între cei 10% din România, dintre comunele care au apă și canal. Pentru mine chestia asta e o satisfacție și sigur că după ce o să ajungem să reparăm tot noi administrația ce deranjul pe care îl facem, sigur și ei o să aprecieze, dacă nu cei mai în vârstă, tinerii cu siguranță, care văd că tot mai mult se întorc din Italia sau din Spania în România. Toate satele sunt acoperite de proiecte? Nu, era un proiect pe malul stâng și a râului Barcău, pentru că aici am și câștigat punctajul pentru a nu se elimina dejecțiile din gospodării spre râul Barcău. Noi o să facem extinderea și cu apa a fost la fel, am făcut din bani proprii în localitatea Lazuri. În viitor o să o facem, dar s-ar putea ca geografia să chiar să nu o racordăm la stația respectivă, ci să găsim o altă soluție cu grupuri de case și așa mai departe, că sunt tot felul de tehnologii. Iar localitatea Preuteasa, din cauza geografiei terenului, o zonă de deal chiar spre munte, are altitudinea de 600 de metri și nu prea se va putea realiza canalizarea acolo. Probabil că ar fi și bine să rămână un sat vechi, așa conservat, cum este, cu conservat, cu case de lemn, cu gospodării, cu țărani, acolo e o chestie, n-a fost nici colectivizare, e o chestie foarte frumoasă, adică e un peisaj frumos în natură. Bun, asta s-ar putea preta pe o altă strategie, eventual strategie de dezvoltare a turismului, exact, la un anumit tip de turism acolo. Da, sigur, după ce se vor termina lucrările edilitare și de infrastructură, sigur că următoarea va fi turism, agroturismul, pentru că fiind la, oarecum și la limită de județ și drumurile se opresc în Valcău și județean și comunal, sigur că nu există un aflux de investitori sau nu există cale ferată, doar drum județean și din punctul ăsta de vedere oarecum suntem vădiți. Dar sigur, avem norocul să avem o zonă curată, frumoasă și agroturismul ar fi o cale de a pune în valoare și de a câștiga locuitorii din Comuna Valcău și în speță localitatea Preuteasa și subcetate. Bun. În ceea ce privește infrastructura unei localități, avem apă, canalizare, dar aici spuneți că este aproape rezolvată situația. Dar cea mai importantă este infrastructura rutieră. Cum stați? Infrastructura rutieră, oarecum, eu nu am fost de acord, am spus că sunt totuși de câțiva ani în administrație, concepția asta, adică au fost anumite programe, eu le vedeam după cum cred eu, de mult trebuia să se dea apă și canal și acum drumuri.
și trotuare. Din păcate, au fost finanțări diferite, n-am avut o strategie națională, indiferent de ce partide politice s-au succedat la conducerea țării și sigur că în momentul când a apărut apa, chiar dacă eu am avut drum sau apare canalul, eu am făcut drumul, intervine problema deranjului și sigur la traversări sau pe margine unde stâlpi și așa mai departe, unde n-ai cum să oculești, va fi afectat și asfaltul. Și anul trecut și anul ăsta în curs avem pe ordonanța 28 și din forduri proprii asfaltări. Anul trecut s-au asfaltat în jur de 6 km de drum. Asta înseamnă un drum comunal cu lățimea de 5 metri, cu acostamente, cu așa mai departe, deci nu poteci sau accese de 2 metri jumate plus acostamente. În localitatea Lazuri, unde oarecum în ultima perioadă nu am avut anumite proiecte sau anumite investiții, am reușit să introducem extinderea de apă într-un parteneriat cu Asociația Crescătorilor de Bovine și să asfaltăm drumul 3,5 km care traversează localitatea și leagă de drumul județean 191B din fonduri proprii, a costat 13,5 miliarde, mai sunt lucrări de 1,4 miliarde. Trebuie să precizăm că domnul primar vorbește de miliarde de lei vechi. Da. Lei vechi. Îmi place să vorbesc pentru că am discutat oarecând și am observat că lumea pricepe mai bine. Da. E curios, deși mai bine de 10 ani. Da, este, dar și la primărie și când discuți cu cineva sau discutăm de buget, cam în lei vechi îl discutăm. Da, asta este. În fine. Costă 1000 de lei. Cât costă? Da, deci, 10 milioane. Bun. Da, exact, așa este. Acum mai avem de achitat 1,5 miliarde și sigur mai sunt și lucrări de făcut. Spre Preoteasa a fost o zonă, cum v-am spus, o zonă mai izolată. Din acest punct de vedere am reușit să ducem asfaltul până în comunitate. Asta înseamnă vreo 6 km și sigur că intenționăm să continuăm să le facem legătura cu virgulă comuna Sâc. Nu avem neapărat probleme. Acum, ulițele laterale, asta e o problemă a cetățenilor, sigur văzând că s-au făcut drumul imediat, dar când să fac și ulițele la laterale? Noi când, da. La noi când? Noi am depus pe celebra ordonanță 28 proiecte. Vă spuneam, avem de anul trecut un proiect care s-a finanțat în proporție de 80% prin ordonanța 28 și urmează, după ce încep lucrările, când clima de afară ne va permite, să sperăm că așa avem promisiuni că o să finanțeze și diferența pe care o avem de primit și sigur avem proiecte noi propuse, extindere de drumuri. Și sigur, eu va trebui să mă gândesc foarte serios anul viitor și în mandatele, în mandatul pe care l-am, va trebui să investesc foarte serios în reparațiile în urma canalizării. Inevitabil intervin. Inevitabil și chiar sunt situații și îl înțeleg și pe constructor și pe proiectant că unde nu există spațiu și proprietatea privată, inevitabil va trebui intervenit și în asfalt. Că vă spuneam, dacă am primit bani pentru asfalt, nu puteam să spun, știți, eu n-am canalizare, că da, apa trece, pietrele rămân. Exact, da. Trebuie să profiți de fiecare oportunitate. Da. Cetățeanul înțelege sau nu înțelege. Pentru că în momentul când am câștigat un proiect de sală de sport, toată lumea spune, domnule, dar de ce n-ai făcut drumuri? Eu, sigur, în 2009, cred că era. Păi, nu era dat pentru drumuri, era pentru sală. Sau am participat la o selecție de oferte sau la un proiect pentru săl de sport. Nu puteam să fac pentru că e deturnare de fonduri. Da. Sigur, nu toată lumea. Sunt unii care nu înțeleg sau unii care nu vor să înțeleagă și chiar în campanie electorală profită și mai accentuează chestiunea asta. Dom'le, nu era o prioritate, deși pentru mine sportul e o prioritate și chiar e o sală bine întreținută și se desfășoară activitatea. Unde ați făcut? În Valcău de Jos, în curtea școlii, am avut înțelegerea Bisericii Greco-Catolice pe calea asta, le și mulțumesc pentru că în urma litigiului au câștigat teren, în instanță terenul, dar au înțeles că nu o s-o pun pe pășunea sau la marginea satului, s-o pun exact în curtea școlii sau lângă curtea școlii. Cu
Cum e? Ce capacitate are? Cât a costat? 150 de locuri, a costat în jur de 28 de miliarde, finanțare 100% prin Compania Națională de Investiții, 150 de locuri în tribună, să pot organiza mini-fotbal, volei, pentru că în funcție de ce se dorește, au are toate condițiile, sunt 9 vestiare, dușuri, WC-uri, deci este foarte bine pusă la punct, am angajat automat o persoană acolo, care chiar își face treaba, pentru că acum a fost un campionat Liga AJF în iarnă și totuși s-a organizat partea Valea Barcăului și Bleu, s-a organizat la Valcău pentru că am avut apă caldă, căldură și toate condițiile pentru a se desfășura un campionat. Căldură pe lemne, bănesc. Da. Sobă sau centrală? Nu, centrală termică și pe lemne, pentru că asta am și ales. Noi avem 1200 de hectare de pădure și asigurăm primăria, sala de sport și școala și centrul de marketing turistic, sigur, din resurse proprie. Adică aveți și centrul de marketing turistic? Acum, sigur, centrul de marketing turistic toată lumea are, a fost acele proiecte fără cofinanțare, dar s-ar putea să folosească. Putea să folosească. Eu pot să spun că sunt anumite activități acolo. Noi avem un parteneriat de 10 ani cu Fundația Agapis. Despre care o să vorbim după pauza de publicitate, pentru că trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Iar noi revenim după pauza de publicitate cu domnul primar Ioan Roșan. Revenim. Revenim în cea de-a doua parte a emisiunii Administrația la zi. L-avem invitat în această seară pe domnul primar Ioan Roșan, primarul comunei Valcău de Jos. Sunt mai multe comune din județul Sălaj, Meseșenii de Jos, Fildul de Jos, Valcău de Jos, unde sunt și localitățile de sus. De ce toate sunt de jos comunele? V-ați întrebat vreodată? Sincer, întrebarea noastră e considerat și ca și o provocare. Nu știu, doar că de jos, la noi există și Valcău de Jos și Valcău de Sus, exact, două localități să leagă. Da. Ce am fost curios de cei de sus și de jos, s-a legat de altitudinea în care sunt. Valcău de Jos sau Valcău românesc, Valcău de Jos sau Valcău unguresc în partea de jos unde erau și maghiari și Valcău de Sus e mai la deal în partea mai de sus și denumirea vine de la cuvântul din limba slavonă vâlc, lup. De ce? Cum? Nu știu. Am fost curios să știu. Nu, eu eram curioasă de ce comuna doar preia... Doar restul nu le știu de ce și cum. De ce comuna preia numele satului Valcău de Jos? S-a părțit de jos. Nu știu chestiunea asta. Sincer, nu știu de ce s-a ales. Acum, probabil că era satul cel mai numeros, era cel mai mare centru și cel mai mare și mai aproape de Șimleu Silvaniei, de regiunea Silvania, ce era cum era tot. Mai accesibil, mai apropiată de principalele căi de comunicație. Exact. Da, revenind la proiectele pe care le aveți, ne-ați spus de două poduri, pentru că râul Valcău v-a făcut probleme și le-a șubrezit, mai aveți și alte proiecte. Da, așa cum vă spuneam anterior, am avut chiar de mai multe ori convocat Comitetul pentru Situații de Urgență pentru a găsi soluții și a face demersurile necesare în cazul unei situații de urgență, adică în momentul când îți ia apa câteva poduri, afectează gospodării, proprietăți, să întocmești un anumit raport, să facă anumite acțiuni și sigur că am cerut și finanțare. Am cerut de fiecare dată, dar surprinzător, anul trecut guvernul Cioloș a alocat la toate comunele, indiferent de coloratura politică, ne-a alocat în jur de 2.700.000, e vorba de reparația a două poduri, podețe, în localitatea Preoteasa și o punte pietonală în localitatea Subcetate. Sigur, acum sunt în procedura de proiect și achiziție, dar se vor derula pentru că sunt programate, banii sunt în buget în decursul anului bugetar 2017. La fel, având în vedere că
anul viitor avem 100 de ani de la Unire, am discutat în Consiliul Local, eu am mai făcut, am mai avut diferite discuții cu bătrânii, cu preoții, ca să identificăm eroii căsuți în primul și în al doilea război mondial pentru a face un monument în cinstea lor. Din păcate, în Comuna Valcău nu există un monument istoric, și sigur am alocat Consiliul Local, la propunerea mea, a alocat prima sumă pentru a face partea de studii, de documentație, să discutăm cu specialiști ce ne-a reprezentat cel mai bine și o să începem în anul 2017 construcția unui monument istoric în cinstea eroilor căsuți în primul și al doilea război mondial, sigur ca și omagiu adus la 100 de ani de la Unire. Sper să îl inaugurăm în anul viitor. Anul viitor este an dedicat Marii Unire, 100 de ani de când exact. Avem certificatul de naștere al țării. Așa este, aveți dreptate. Pentru școli, în ultima perioadă, nu au apărut anumite proiecte sau anumite programe, inspectoratul școlar, cum au fost în anii precedenți, pe care nu le-am ratat. Și sigur, ați avut și investiții pe școli? Am avut investiții în anii anteriori, foarte multe pe școli, adică mă refer în perioada 2006 până 2011, s-au derulat foarte multe investiții prin școli, reabilitări, extinderi, dotări și așa mai departe, și am aproape la toate școlile și grădinițele, începând de la încălzire centrală, termoizolat și așa mai departe. Oarecum, și sigur că a fost școala de centru mai mare, nu am reușit să fac toate lucrările așa cum mi-aș fi dorit, pentru că este chiar și școală cu personalitate juridică, sunt cel mai mulți copii. Copii aveți în total în comună? De la grădiniță, preșcolar-școlari, sunt 460 de copii, adică avem copii, mulți. Din fericire. Sigur că aici au aportul și romii, inevitabil, dar totuși nu în Valcău de Sus. În restul localităților sunt români și în Valcău de Jos sunt o comunitate de maghiari cu care avem o colaborare foarte bună. Dar am depus un proiect pe POR, pentru că acolo exista o variantă de anvelopare a școlilor, pentru o variantă pe energie, unde economisești energie, anvelopare, dotare și așa mai departe, și amenajarea unei parcări. Acum o să vedem, că e vorba de 250.000 de euro, o să vedem ce putem face. Iar pe GAL, pentru că, după cum știți, o parte a PNDR-ului s-a lăsat la decizia comunității, cum s-ar spune, s-au format acele grupuri de acțiune locală. Noi facem parte din grupul de acțiune locală Valea Craznei și Valea Barcăului, cu sediul la Crazna. Acum, noi ne-am propus și am și făcut proiectul tehnic, am făcut extinderea liniei electrice pentru a face o capelă și avea cel puțin un cimitir autorizat și conform normelor europene. Din ghidul care a apărut acum, nu este foarte clar dacă intră pe componenta socială sau proiecte atipice investiția respectivă, pentru că în GAL partenerii publici au o anumită sumă și sigur amiabil să împart la 13 comune suma clar, iar pe partenerii privați, unde majoritatea sumei pe zona privată în GAL-uri, acolo sigur că este inevitabil concurs de proiecte. Și atunci noi ne-am hotărât să depunem, doar că nu avem un răspuns cert în partea APDRF, AFIR acum, că nu se mai numește Oficiul Județean, ci AFIR, dacă intră pe componenta proiecte atipice sau proiecte sociale acele capele sau amenajare de cimitire, dar știu că în cadrul GAL-ului nostru suntem vreo 6 comune care ne dorim același lucru. Intră tot în capitolul proiecte, unde din partea Consiliului Local am alocat ca și sumă partea de SFPT sau lucrări ineligibile, cum ar fi aducțiunea de apă sau o linie electrică, pentru că niciun fond de finanțare nu finanțează aceste lucruri. SF Studiu de Fezabilitate, PT Proiect Tehnic. Nu tot timpul se duc la finalizare, dar totuși dacă un primar din 10 proiecte are 5-6, deja e un succes. Și sigur că de multe ori atât consilierii cât și unii cetățeni, că dom'le, ai făcut proiectul ăla, de ce nu s-a finalizat? Dar nu toate proiectele, pentru că există un concurs, nu toată lumea câștigă. Da.
Bun, cu școlile aveți bani, vă plătiți profesori, cadre didactice, aveți dotarea tehnică necesară, probleme, soluții? Probleme sunt pentru că există finanțarea aceea per capita. Sunt școli care funcționează sub efectiv, adică dacă ai o școală izolată, chiar dacă e sub efectiv din cauza condițiilor geografice, meteo, iarnă, adică chiar dacă din partea Consiliului Local și a primăriei avem disponibilitatea de a închide sau a reloca copiii respectiv la centru, nu tot timpul poți. Și sigur că aici am avut chiar discuții contradictorii cu inspectoratul sau chiar și cu directorul privind închiderea școlii din localitatea Preoteasa anul trecut, pentru că îi mai departe de centru de comună și nu tot timpul poți să asiguri, de exemplu, iarna, săpada, dacă o nins, orele încep la ora 8. Tu nu știu dacă poți, depinde cum e timpul sau în cât timp se depune zăpada să asiguri accesul, pentru că e panta destul de mare. În fine, sau în momentul când mi-am făcut calculele că este mai avantajos și din punct de vedere economic să menținem, chiar dacă finanțăm din bugetul local, să stea copii acolo și ne gândim la copii de 3-7 ani care sunt micuți, nu poți să-i trezești cu o oră, două înainte pentru că ești la 15 km, am luat hotărârea și am susținut să nu se desfințeze școala respectivă și să rămână, chiar dacă funcționează oarecum în minus, adică nu acoperă cheltuielile, finanțarea per capita, salariile profesorilor. Câți copii sunt acolo? Aproximativ. Sunt în jur de 30-35 de copii. 30 de copii, mult. Da, dar 30 de copii, doar că sunt grădiniță, 1-4-5-8. Deci nu acum și fluctuează că într-un an sunt 50, al 30, că știți cum e, nu tot timpul numărul de copii. Dar cea mai dură lovitură am primit acum recent, adică chiar ieri am primit adresa directorului prin care i-am cerut în scris dacă s-au desfințat, că auzeam că inspectoratul școlar a desfințat anumite posturi, aveau un, nu știu, probabil că avea o normă de reducere a postului la nivel de județ și s-a gândit că Balcău ar fi bine de sacrificat sau acolo se poate. Au sacrificat două posturi, printre altele de educatori, sigur, în Balcău de Sus înțeleg, îi zromi, îi frecventează, nu frecventează, dar totuși mi se pare un lucru exagerat, în primul rând că nu, din partea inspectoratului școlar, nu s-a discutat cu primarul. Eu mă consider un om școlit, școala m-a format, eu am făcut foarte multe pentru școala din Balcău de Jos ca să ajungă la standardele care îs. Adică chiar în momentul când a fost vorba de anumite priorități, nu s-a pus problema dacă luăm de la drumuri sau de la cămin să dăm pentru școală, nici măcar nu m-a întrebat să nu să stau de vorbă cu Consiliul Local, pentru că până la urmă este forul deliberativ în care, în cazul în care nu sunt anumite finanțări, el poate să vină cu aport. Plătim naveta profesorilor la zi. Eu am fost adeptul, chiar unii colegi spuneau că nu, că n-avem bani, niciodată n-am rămas dator să spun, domnule, n-am plătit anul trecut. Nu s-a consultat deloc nici cu mine, nici cu Consiliul Local. Acum am primit o adresă din partea directorului că da, s-a redus. Din punctul dânșilor de vedere, 31 de copii sunt acum în două grupe cu două educatori. Anul viitor vor fi 30, adică sunt clar înscriși. Se educă sau e mai bine să fie un educator cu 30 de copii decât două grupe separate. Eu acum pot să spun și din punct de vedere a părintelui, totuși am trei copii, dintre care cel mai mic, fetița, va urma imediat peste 2 ani la grădiniță și nu mi se pare normal ca cel de 6 ani să fie cu cel de 3 ani în aceeași grupă, pentru că eu nu cred că pot să acorde atenție distributivă un educator la 30 de copii de grupe diferite. În fine, eu o să îi cer, o să merg în audiență și o să am o discuție cu doamna inspector, pentru că nici părinții, nici Consiliul Local și nimeni nu-i de acord, decât probabil domnul director și doamna. Cei de clasa 0, cei de 6 ani nu sunt în clasa 0 cumva? De 6 ani, acum, dar totuși între 3 și 5 ani. Sunt alte 6-7 ani. 6-7 ani, exact, clasa pregătitoare, da, dar da. Unii sunt și de 6 ani, și de 5, și de 3 ani, deci totuși sunt 30 de copii. Sunt abordări diferite, nu? Între grădiniță și clasa 0. Clasa 0 este clasa intermediară între grădiniță și școală.
Nu. Deci în cazul grădinii, deci clasa 0 își desfășoară activitatea sau clasa pregătitoare își desfășoară activitatea la școală, dar între 3 sau unii copii, vă dați seama că unii părinți care n-au ce face și când au 2 ani jumate să duc și eu am văzut la grădiniță educatorul, dar ce să-i spun, mă duc la serviciu, n-am unde lăsa copilul, îl las acolo, adică sunt 30 de copii, înscriși, să spun da? Între 30 între 3 ani și 5 ani sau unii mai sunt că nu îi lasă sau au probleme medicale sau știți că pot amâna un an, dar pot să spun că marja e acolo, între 3 sau între 2 ani jumate și legale 3 și 5 ani sau unii sunt chiar și de 6, dar e vorba de 30 de copii. Mi se pare prea mult la deci, educator. Și a desființat un post de educator de la grădină. Și fără să mă consulte, totul sunt primar, e consiliul local și nu mi se pare. Două, unul sunt de acord, e ok, posibil că romii nu merg, dânși au constatat că nu există frecvență. Bun, acum, probabil că din punct de vedere financiar și legislația prevede un anumit număr și un anumit standard, adică număr de educatori la un anumit număr de copii. Dar, cu siguranță m-am documentat, am discutat cu și doamnele educatoare, sunt dezamăgite, nu mi se pare normal la 30 care sunt cu acte în regulă. Mai mult, eu am cerut, pentru că am 10 sau 12 care solicită părinți, să facem grădinițe cu program prelungit pentru că lucrează la Hana Nușfalău sau la Șimleu și fără nume de firme. Așa mai departe. N-am știut. Lucrează la diferite firme din jurul comunei Valcău și mi-au cerut și chiar am trimis un tabel pentru a face grădiniță cu program prelungit, adică să diversificăm gama, să asigurăm adică să asigurați condiții acolo în comună pentru toată lumea, astfel încât să nu plece, să nu prefere să plece din comună, să rămână acolo. Bineînțeles, sau să aud că îți duce copilul de nu știu câți ani să-l ducă la creșă sau la nu știu ce până și în Leu, vă dați seama, sau unde sunt, că cred că sunt și la Nușfalău. Și atunci am făcut o solicitare, acum sigur că am primit răspuns că n-am pus CNP-urile, că nu e bine, în fine, fundamentată, dar o să facem chestiunea asta. Dar eu vreau să mai aduc încă un educator. Cine a răspuns? Inspectoratul școlar. N-am în adresa respectivă, da, e ok, dar neavând CNP-urile, nu își pot da seama dacă mămicile alea care au semnat au copii de 2 ani sau de 8. Asta era în concluzie. Nu vă cer și certificat. Da, totuși poate că era bine, doamna, dacă sigur, doamna inspector general e foarte ocupată sau, da, totuși inspectoare îmi putea da un telefon că nu sunt de ieri în administrație și pricep anumite lucruri, ba mai mult am copil, sunt chiar în cauză. Pentru că eu lucrez și eu și soția și sigur noi ne ducem copilul în satul Fizești, acolo avem cine, socra care să se ocupe de el. În fine, astea sunt probleme pe care sunt sigur că le vom rezolva și inspectoratul se va apleca mai mult la chestiunea asta, adică nu poți în birou să, fără să consulți comunitatea sau reprezentanți comunității locale cu privire la... Am mai putea bate monedă și pe acest subiect, dar ne apropiem de final și vreau neapărat să vorbim despre ceea ce mi-a spus dumneavoastră înainte de emisiune, că ați, de-a lungul timpului, de când sunt fonduri europene, au fost foarte multe proiecte atrase în comunitate. Da. Văzând că în comuna Valcău sunt foarte mulți cetățeni care lucrează terenul, agricultori, fac agricultură, sigur, juridic sau despre ce se numește agricultură de subzistență, citind de mai multe ori ghidul și chiar pricepându-l, am hotărât cu cei din primărie să facem întâlniri de pregătire. Asta a fost în 2007-2008. Când s-a lansat ghidul, atunci deja cei care aveau condiții respective știau de la primărie ce au de făcut, adică făceam întâlniri, îi luam de la registrul că cine are 2 hectare, 3 hectare, 3 vaci, 4 vaci, îi invitam la primărie, făceam întâlniri, informam, uite, se lansează așa, voi ați fi eligibil să obține 1.500 de euro, 5 ani, 7.500 de euro, până în 40 de ani era 25.000 de euro, după aia 40.000 de euro.
Pe urmă au venit fondurile suplimentare sau nu știu cum se numeau ele cu agricultura ecologică, unde din fericire, din 200-300 care au venit la întâlnire, totuși 100 și-au făcut contract și au agricultură ecologică. Sigur că 100 de oameni din comună. 100 de familii. Da. Pentru că după 2 ani, după ce au depus, trebuia să facă un curs pentru agricultor specialist, pentru agricultura ecologică și atunci când am primit de la Direcția Agricolă, că eu nu știu câți își depun, am văzut că am chiar 100 și chiar am fost satisfăcut, adică munca mea și a inginerilor și a oamenilor din primărie care se ocupă cu munca de diseminare informației și informare cu privire la ghiduri n-a fost zadarnică. Mi-aduc aminte că la un moment dat în 2009 și 2010 chiar am avut două deplasări a celor de la televiziunea română din la viața satului, unde erau și ei foarte încântați să avem 100 și ceva de proiecte, când în multe județe nu aveau pe ansamblu. Da, și atunci, da, de la sfârșitul PNDR-ului, totuși sunt 260 și ceva de proiecte, chiar dacă sunt ele mărunte, dacă însumați ori 7500 de euro, totuși se adună o sumă frumușică, și 100 de proiecte pe ecologic. Adică au intrat destui bani, oamenii au înțeles că oricum ei făceau munca respectivă, doar că în plus mai făceau și birocrația, adică se duceau cu acte acolo, avize, acorduri, te duci, adeverințe, apia, e o muncă. Bun, trebuie să respecti niște reguli, da. Și învață să facă agricultura așa cum se face astăzi. Așa este și sigur s-au dotat cu foarte mulți utilaje. La fel acum în PNDR 2014-2020, nu mai măsura 1.4.1, numai 6.2, 6.3 și 4.1 și alte măsuri care se potrivesc. Noi am avut deja diferite întâlniri, au participat, am invitat și firme de consultanță, Direcția Agricolă, Direcția de Consultanță, acum nu există la o altă formă, dar au venit să informeze cetățeanul. AFIR, acum urmează să avem cu AFIR-ul, pentru că s-au lansat numai acum măsurile care se adresează celor care au mai depus și au punctaj pentru așa ceva. Și cei care au obținut au un avantaj, asta vreți să spuneți, da, că un avantaj la obținerea următoarelor proiecte. Automat. În primul rând, condiția în nou ghid, ceea ce nu era în vechiul ghid, era să ai 2 ani fermă. Cei care au depus proiect, oricum au mai mult de 2 ani. Cei care au ecologii la unele proiecte care se cofinanțează cu 50%, primești cofinanțare de 70%. Dacă e sub 40 de ani, poți să faci o plantație pe 4.1, de exemplu, pe PNDR, o plantație la reconversie la până la 90% dacă ai și ecologic și vechime și să ai acolo să ai sub 40 de ani la tinerii fermieri, adică sunt diferite avantaje. Am început diferite întâlniri, acum le mai transmit că e la modă și pe Facebook întâlnirile, am încercat să avem să achiziționăm un sistem de transmitere live a întâlnirilor, cei care nu pot veni să vadă pe calculator sau la cei care au prin internet. În fine, noi încercăm să diseminăm informația și pot să vă spun că inginerul și încă vreo 3 care se ocupă de proiecte sau de situații de urgență, de alte lucruri în timpul când nu sunt măsurile, se ocupă și le spun: dumneata ai adu de la APIA, te încadrezi aici, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta și trebuie să te duci la consultant, nu mi-ești eligibil. Adică nu mai faci un drum până la consultanță în Zalău, poate nici nu pricepe ce chestia asta de pregătire o facem în cadrul comun. Și sper să avem multe de proiecte. De când faceți asta? Din 2006? 7. Atunci au început să apară primele informații cu privire la primul PNDR. De 10 ani de zile. Da, exact, nici nu calculasem, dar așa este. 10 ani de zile în care dumneavoastră îi învățați pe oameni cum să facă bani. Da, adică omul vă da seama că el nu știe că măsura 6.3 i se adresează 15.000 de euro și el are minim 4.000 de sort, el nu știe ce să le, că eu le spun 4.000 de puncte, vezi că ai 4 vaci, 4.000 de puncte, vezi că ai 2 hectare de nu știu ce, ai atâtea, vezi că îți mai trebuie, vezi că îți trebuie autorizație pe platformă de gunoi, vezi că trebuie să-ți întâmpuri, vezi că trebuie să arendezi, chestiuni din astea. Și omul vine și spune, da, mă, dar pui o leampă, păi atunci pot să fac, da, următorul pas e la consultanță, că noi nu putem, nici nu suntem acreditați să luăm bani. Păi, sau să practic, acesta ar fi și rolul dumneavoastră. Exact. De diseminarea informației și informarea corectă a cetățeanului. Și cei care doresc, sigur, acum abia au început, sunt diferite probleme cu arenda, s-a schimbat un pic pentru că se dădeau fonduri pe folosință, adică pe registru agricol, acum trebuie să ai proprietate, care înseamnă titlul de proprietate, extracție, certificat de moștenitor, și arendă.
Bun, poate că ar trebui să organizați astfel de întâlniri și cu primarii altor comunități ca să ia exemplu de bune practici. Din păcate am ajuns la final, mai aveam câteva întrebări pe care să vi le pun altă dată. Mai veniți. Sigur, cu mare plăcere, de fiecare dată în care mă veți invita, voi participa cu mare plăcere. Mulțumesc pentru prezența în această seară, mi-a făcut și mie mare plăcere. Ați văzut, domnilor primari care nu prea sunteți prieteni cu fondurile europene, aveți aici un exemplu. Puteți să-l contactați pe domnul primar de la Valcău. Iar dumneavoastră, stimați spectatori, vă doresc o seară plăcută în continuare alături de programele Sălujanul TV și, bineînțeles, un sfârșit de săptămână fără furtuni, fără evenimente. La revedere!